Salutare și bună regăsire, prieteni! Iată-ne din nou în sala sporturilor din Galați, pentru că ne așteaptă meciul dintre echipa campioană United și CFR 1933 Timișoara. Valentin Ilaș pentru De Souza. Excelent dribbling-ul, faza arată bine pe piciorul drept, s-a grăbit, putea să paseze. Încă o dată brazilianul. Oho, a venit o tobă din aceea uriașă, precum vedem în Asia. Este prima acțiune. United Galați știe că poate bifa calificarea. E cel care pasează, Leonardo Moura, reprimește brazilianul și este contraatacul 1 contra 1, bară! Foarte bun la această fază Teddy Lungu. Încă o dată momente de pressing, Cojocaru și este gol pentru United Galați. Minutul 10, Deibi Pamplona este cel care marchează. Bună preluarea, dribbling, gol, ieși doar pe jumătate, gol pentru CFR Timișoara. Mihnea Toader e cel care punctează în minutul 12. Cu ceva noroc, e adevărat, dar Mihnea Toader a reușit, iar CFR Timișoara o va primi pe teren propriu în sala Constantin Jude din Timișoara. Pe futsal club Odorheu secuiesc gol! 2-1 pentru CFR Timișoara. În sfârșit, de multă vreme n-am mai văzut o schemă la o fază fixă care să ducă la un asemenea rezultat. Wellington, cel care a scris pentru 2-1. Faza arată bine aici și Cârdei își face treaba. Contraatacul 3 contra 3 deocamdată, purtat de Crăciun. Crăciun de unul singur își lasă piciorul în spate, încercând să-l păcălească pe unul dintre cei doi arbitri. Da, va fi cu pieptul înainte, fără îndoială. Sunt curios dacă va încerca să prindă colțul porții sau va șuta în forță Daniel Araujo. Prima variantă și este gol. L-a păcălit ușor totuși pe Iancu. Bună recuperarea lui Araujo. 2 contra 2 pe acest contraatac și Alin Cârdei o salvează pe echipa campioană. Ce dueluri, faza arată bine însă și este excelent închis Alan Felipe Sase. Pamplona, columbianul, bună schema de joc, bară, șut violent și poate fi contraatacul timișorenilor, șut bun, gol! Gustavo da Silva îl pulverizează pe Alin Cârdei, șut în forță. Da, parcă sunt vapoare în radă, așa se aud sirenele. E un fault în atac aici, în mod evident. Ce greșeală, cât de ușor pierd posesia. Șutul formidabil încercat de Leonardo Moura. Bună recuperarea și este ocazia semnată de Robert Crișan. Balonul strecurat, am senzația, printre picioarele lui Teddy Lungu. Da, destul de curios, excelent și de această dată Teddy Lungu. Davy Pamplona poate șuta, o face! Din nou Teddy Lungu, o reacție minunată. Leonardo Moura. 3 secundele, e clar că nu mai pot învinge gălățenii, dar o remiză tot mai pot salva. Bara este cea care îl salvează în primul rând pe Teddy Lungu. Este final de joc, super meciul de aplaudat jucătorii celor două echipe. CFR Timișoara se impune la Galați, meci superb, repet.